Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. 5 ofertanți pentru drumul Târgu Jiu-Țicleni. În septembrie încep lucrările. Focare de peste ovină și caprină în România. Încep controlele și la fermierii din Gorj. Bani de la Uniunea Europeană pentru grafitul de la Baia de Fier. Guvernul trebuie să trimită o propunere de proiect. Detalii imediat la Jurnal. 5 asocieri de firme au depus oferte pentru lucrările de reabilitare și modernizare a drumului județean Țiclen-Târgu Jiu. Sumele pentru realizarea proiectului sunt obținute din fonduri europene. Președintele Consiliului Județean Gorj spune că lucrările pot începe în luna septembrie. Autoritățile de la nivelul județului Gorj au obținut finanțare europeană pentru reabilitarea drumului ce leagă Țicleniul de municipiul Târgu Jiu. Săptămâna viitoare va fi desemnat câștigătorul licitației organizate de Consiliul Județean. Obținut finanțare europeană prioritară. Drept urmare, Comisia Europeană ne-a achitat deja proiectul tehnic. Suntem în procedură de achiziție. Colegii mei au deschis oferta financiară. Estimăm, fiind 5 oferte, fiind 5 asocieri, estimăm ca în maxim 7 zile să declarăm câștigătoare oferta care depășește condițiile de eligibilitate, condițiile tehnice și condițiile financiare impuse prin caietul de sarcini și fișa date a achiziției. Sigur, e posibil să mai se întârzie în situația în care unul dintre ofertanții este nemulțumit de soluție și va contesta către CNSC. Lucrările de reabilitare a drumului Țiclen-Târgu Jiu au termen de finalizare de 3 ani, însă șeful Consiliului Județean, Cosmin Popescu, spune că acestea se pot definitiva mai repede. Estimăm undeva luna septembrie să emitem ordinul de începere pentru reabilitarea și modernizarea acestui important tronson de drum, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte, foarte circulat ultima perioadă și un drum care este foarte costisitor pentru că este de dală de beton, iar soluția pe care am găsit-o tehnică va asigura o circulație în condiții optime pe acest drum și de asemenea am găsit și soluția financiară, pentru că fără fonduri europene alocate nu aveam o soluție din buget propriu sau buget național pentru a reabilita acest sector de drum. La cât se ridică proiectul și cam în cât timp ar trebui să fie gata? Valoarea estimată a proiectului este de peste 120 de milioane de lei, fără TVA. Acum să vedem din ofertele financiare, iar perioada de execuție, maxim 36 de luni, pentru că așa este prin contractul de finanțare. Dar din experiența noastră, maxim 24 de luni acest drum, împreună cu rigolele, împreună cu acostamentele, împreună cu acces la proprietăți, va trebui să fie gata. Drumul județean 663A are 23 de kilometri lungime și este o variantă alternativă a drumului național spre Craiova. Polițiștii efectuează cercetări după ce un tânăr în vârstă de 23 de ani din Târgu Jiu, oprit la un control în trafic, a refuzat testarea cu aparatele din dotare. Rezultatele probelor biologice au indicat posibila prezență a alcoolului și a drogurilor. Tânărul a fost oprit de polițiști în noaptea de duminică spre luni, în jurul orelor 2:40 pe raza localității Dănești. Întrucât a refuzat testarea cu aparatele din dotare, acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Anchetatorii au stabilit în baza rezultatelor că tânărul consumase alcool și se drogase înainte de a se urca la volan. La data de 30 iulie anul curent, polițiști din cadrul postului de poliție Dănești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, bănuit fiind un tânăr de 23 de ani din municipiul Târgu Jiu, constând în aceea că la data de 28 iulie anul curent, în jurul orelor 2:40, acesta ar fi condus un autoturism pe drumul județean 663 a Dănești și întrucât a refuzat să se supună testării cu aparatele din dotarea polițiștilor, a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge și urină în vederea stabilirii eventualelor substanțe interzise prezente. Ca urmare a faptului că în urma analizării probelor biologice au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a alcoolului și a unor substanțe psihoactive, polițiștii continuă cercetările. Autoritățile din Gorj împreună cu colegii din alte județe instituie măsuri și instruiesc medicii veterinari ca urmare a apariției în România a mai multor focare de pestă, ovină și caprină. Pe această cale se vor efectua controle la toți fermierii din județ, iar în cazul în care vor exista suspiciuni, probele vor fi trimise la laboratoarele de analiză.
La finele săptămânii trecute, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat noi focare de pesta micilor rumegătoare în probele prelevate de la oi din localitățile Stejarul și Babadag din județul Tulcea. Animalele de la care au fost recoltate probele provin din 7 exploatații comerciale de tip A și 4 gospodării ale populației aflate în apropierea focarelor deja confirmate sau care au fost în contact cu acestea. Totalul animalelor afectate însumează 8.814 capete de oi și cap. În urma acestor confirmări, serviciile veterinare județene au intervenit de urgență. Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Tulcea a dispus, conform planului de măsuri adoptate, uciderea imediată a ovinelor și caprinelor din exploatațiile afectate pentru a preveni răspândirea bolii, precum și neutralizarea carcaselor prin îngropare în locații autorizate. După ce primele focare au fost confirmate săptămâna trecută în mai multe exploatații din județele Tulcea și Constanța, primele măsuri au început să se ia și la Gorj la începutul acestei săptămâni. Luni am avut o videoconferință cu șefii de la ANSVSA, iar marți am organizat o ședință de instruire cu medicii veterinari concesionari și cu medicii oficiali din județul Gorj. Se vor efectua controle la fermieri pentru examinarea clinică a ovinelor și caprinelor. Dacă vor fi suspiciuni, vom trimite probe la laboratoarele de analize unde suntem arondați, a transmis Nicolae Călescu, directorul adjunct al DSVSA Gorj. Pesta micilor rumegătoare este o boală virală gravă care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. Boala se transmite în principal prin contact direct. Mortalitatea în cazul animalelor infectate poate ajunge la 70%. Comisia Europeană alocă fonduri pentru grafitul de la Baia de Fier. Condiția este ca guvernul să înainteze luna aceasta o propunere de proiect de exploatare. În caz contrar, se pierde șansa finanțării, spune deputatul USR Radu Miruță. Fosta mină de grafit de la Baia de Fier ar putea fi redeschisă după ce Comisia Europeană a inclus mineralul din zăcământul de la Gorj în lista materiilor rare pentru care se vor aloca fonduri. Deputatul USR Radu Miruță spune că șansa acordată fostei exploatării este una mare, având în vedere că s-ar putea reactiva cu bani europeni. Ceea ce s-a reușit în mod fantastic pentru grafitul de la Baia de Fier a fost o decizie a Comisiei Europene în luna mai a acestui an, care a inclus grafitul de la Baia de Fier pe lista materiilor critice, materiilor prime critice, pentru care a transmis o informare tuturor guvernelor țărilor Uniunii Europene care au în interiorul țărilor materii dintre lista respectivă, România are doar grafit, pentru care Guvernul României, în cazul nostru, până pe 22 august, trebuie să transmită Comisiei Europene o propunere despre modul în care vrea să exploateze grafitul de la Baia de Fier, condiție pentru care Comisia Europeană finanțează această exploatare la nivel mare. Finanțează amenajarea de drum până acolo, alimentarea cu energie electrică, chestiuni grele, costisitoare, pe care un investitor privat ar avea o problemă în a-și include treaba asta, costurile astea în calculul financiar. Liderul USR Gorj susține că totul depinde de voința Guvernului României, care trebuie să înainteze documentația până pe data de 22 august. În caz contrar, Gorjul pierde șansa de a primi fonduri UE cu care să dezvolte un proiect ce ar putea crea locuri de muncă. Comisia Europeană înțelege că este nevoie de acest grafit, înțelege că mediul privat poate avea o greutate de a-și amenaja infrastructura asta greoaie și Comisia Europeană spune: am stabilit că această listă de 3-4 materii prime este o listă critică. Fiecare de la voi, duceți-vă la voi în țară, unde aveți bucată din materialele astea, noi vă dăm bani. Deci eu încă o dată, prin intermediul dumneavoastră, atrag atenția Guvernului României să nu rateze termenul de 22 august. Este ultima zi până la care Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene o propunere de proiect pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier, dacă vrea să primească bani. Un proiect de exploatare a zăcământului de grafit de la Baia de Fier a fost blocat după schimbarea guvernului, când USR a ieșit din executiv, iar ministrul de resort a fost înlocuit. Celebrii lăutari din Taraful Caliu au făcut spectacol pe scena în aer liber de la Festivalul de Film de la Peștișani. Muzicanții, cunoscuți în toată lumea, au întreținut atmosfera în prima seară a evenimentului cinematografic. Muzica
fost voie bună aseară la Peștișani, unde a început festivalul Film în Sat. Înainte de proiecțiile de film, spectatorii veniți din întreg județul, dar și din țară, au avut parte de muzică lăutărească autentică. Membrii Tarafului Caliu, cunoscuți în întreaga Europa, dar și pe alte continente, au făcut show în Poiana Nucet. Publicul a trăit muzica și a dansat. Liderul Tarafului, Gheorghe Anghel, cunoscut drept Caliu, a povestit cum a cântat pentru celebrul actor Johnny Depp, episodul fiind relatat și de presa internațională. Pe care noastră o cântați este muzica veche, nouă. Exact. Nu. Nu vrem să îmbunătățim. Noi cântăm adevărat, tradițional, folclorul nostru de acolo. Cânta sute de ani părinții noștri, bunicii noștri. Toată familia noastră s-a cântat în fiu. Și pentru cu asta am reușit. Ne cântăm, nu influențăm muzica, să facem altceva. Deci, cântăm adevărat, autentic, ce s-a cântat acum sute de ani înaintea noastră. Am avut un turneu din Brazilia, am plecat în America, Los Angeles, la Johnny Depp. Am fost invitați o lună de zile, ne-a invitat la el acasă, pe fiecare seară de dea spectacole. Avea crama lui acolo, sala lui, de dea spectacole, pe fiecare noapte. Fel și fel de actori, tot Hollywood-ul. Toată lumea venea, Johnny să ne vadă. De țigănești pe Johnny. Și spunea Johnny, da. Care primul cuvânt în țigănești pe care l-ați învățat? Sohas! Ce mănânci? Sohas! Sohas, Johnny! Mas, Găsescu! Cei prezenți în prima seară a festivalului au fost încântați. Mulți dintre ei sunt spectatori fideli, participând la fiecare ediție. Foarte frumos! Ca și anul trecut de altfel! Foarte frumos! Da, da, am fost și anul trecut! Foarte frumos! Ne bucurăm de tot spectacolul de primar, că ne-a dat ocazia încă o dată să avem acest șilu, domnul Firicel. Să fie sănătos, și asta le doresc eu, să fie sănătos și la cât mai multe ediții. Chiar merită! Festivalul Film în Sat se desfășoară până duminică. Înainte de proiectarea filmelor din programul afișat pe site-ul festivalului, organizatorii au pregătit spectacole cu artiști cunoscuți. Luna august pare să continue în aceeași notă ca iulie și iunie, cu temperaturi ridicate și secetă în multe zone ale țării. După o răcorire a vremii în această săptămână, resimțită mai ales prin temperaturile mai agreabile din timpul nopților, ne așteaptă un scurt val de caniculă în prima parte a weekendului. Vineri, mercurul va urca până la 37-38 de grade Celsius în sud-vest, urmând ca sâmbătă să se atingă până la 38-40 de grade în sudul țării, inclusiv în capitală. Între timp, o masă de aer mai rece va pătrunde pe partea anterioară a unui tal vechi de altitudine, care va aduce și câteva ploi și furtuni, mai ales în nord, vest și centru. Pentru săptămâna viitoare, modelele meteorologice indică o tendință de încălzire a vremii, dar cu diferențe mari în ce privește intensitatea și durata acestui val de căldură. Vremea va fi mai caldă decât ar fi normal cam pe tot parcursul lunii. Totuși, primele două săptămâni din august par să aibă cele mai mari anomalii de temperatură. Din păcate, luna august nu vine cu vești bune nici pentru agricultori. Sunt semnale că seceta va continua și chiar se va intensifica în această lună, iar puținele perioade cu precipitații vor fi marcate de contraste mari la nivel regional și chiar local. Ținând cont că multe zone, în special din sudul și sud-estul țării, sunt deja afectate de secetă extremă, riscul de incendii de vegetație va crește foarte mult în următoarele săptămâni. Urmează grupajul de știri pe scurt. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2024. Suma autorizată la plată este în valoare de 2.979.925 de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 61 din 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.
Creștinii din întreaga lume se pregătesc de o sărbătoare religioasă extrem de importantă, Adormirea Maicii Domnului, iar aceasta este prefațată de o perioadă de post. Postul Adormirii Maicii Domnului este un post care, în mod normal, începe pe data de 1 august și de obicei ține 2 săptămâni, perioadă în care avem mai multe zile cu dezlegare la ulei și vin, dar și o dezlegare la pește pe 6 august de schimbarea la fața a Domnului. Cu toate acestea, există situații speciale precum cea înregistrată în acest an, când postul Adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme, respectiv pe 31 iulie, pentru că 1 august pică într-o zi de joi. Pe 15 august, în fiecare an, credincioșii prăznuiesc Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului. Conform Bisericii Ortodoxe, este ziua în care se marchează trecerea Maicii Domnului la cele veșnice. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țigu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!